Salut, prieteni, fantome, creaturi ciudate. Aceste lucruri ne fac să ne gândim dacă suntem chiar singuri. Exploratorii în paranormal au surprins lucruri greu de ignorat, pe care și scepticii nu le pot explica. În episodul de astăzi, o să vă prezint niște cazuri pe care unii privitori nu le pot explica. Clipul acesta a fost postat inițial pe TikTok, unde ne arată activitatea paranormală a unei fantome, care chinuie beata femeie. Aceasta se ține chiar și de obiecte, doar ca să nu fie târâtă prin casă de entitate. După ce ajunge în această încăpere, pierde lupta cu fantoma. Ce se petrece aici? Să fie posedată? Voi ce credeți? Dacă te gândești să jignești o fantomă, atunci ar trebui să te gândești de două ori. Bărbatul care filma provoacă entitatea în a se manifesta mai rău. Show me. Prove to me that you're do it, pussy. What, you mad? Show me. Swing some. Câteva momente mai târziu, ambele uși se deschid. Dinăuntru, auzindu-se un mârâit înfricoșător. Hey, and chill the f***. Entitatea este nervoasă. Hey! Cut that off. Sfera luminoasă, uși care se deschid și mârâit. Ceva bizar se petrece acolo. Păpușa aceasta sinistră a fost găsită pe o bucată de ciment într-un cimitir. Pe lângă faptul că arată destul de sinistru, ochii urmăresc fiecare pas. Păpușa mai are și doi canini, ca de vampir. Păpușa apare o reproducere a unui copil. Văzând-o din îndepărtare, nici nu-ți dai seama că este un obiect. Cameramanul se apropie și o filmează din toate unghiurile. În tot acest timp, ochii urmăresc fiecare mișcare. Internauții nu au găsit o explicație în legătură cu păpușa. Unii susțin că a fost pusă intenționat acolo ca un spirit să o poată poseda. Orice ar fi, cu așa păpușă, nu te simți singur, iar pașii tăi sunt urmăriți tot timpul. Întâlnirea cu un demon atunci când explorezi o casă abandonată nu este tocmai plăcută, mai ales atunci când entitatea vrea cu orice preț să-ți facă rău. Clipul a fost postat în decembrie 2021. Când întreabă ce este, primește răspuns, însă răspunsul vine într-o manieră înfiorătoare. Chilăvie, ativ tot. Acesta aude un sunet din camera alăturată. Apoi entitatea care face sunetul
devine extrem de agresivă cu el. Apoi clipul se oprește, fiindcă i s-a descărcat bateria. Se știe că entitățile consumă multă energie, consumând orice sursă de electricitate. În Indonezia, o fantomă a fost surprinsă pe camera de filmat într-un cimitir vechi. Clipul a fost postat pe Facebook. Cameramanul s-a dus la cimitir în speranța de a filma o fantomă pentru comunitate. Atunci, văzând chestia asta în spatele lui, entitatea este înfășurată ca o mumie. Fața o are distorsionată. Cameramanul, văzând-o, fuge pentru viața lui. Figura stranie se află tot în spatele lui. Clipul pare scos din filmele de groază. Iar odată văzut, greu mai scos din minte chipul acesta distorsionat. Nu uitați să activați clopoțelul de notificări, pentru că v-am pregătit o mulțime de clipuri horror. Bărbatul acesta este un sceptic al paranormalului. Asta până când a văzut cu ochii lui un lucru ce nu-l poate explica nimeni, nici măcar știința. Bărbatul ne spune: am auzit sunete în garaj. Eu în momentul acela vorbeam prin mesaje cu prietena mea. După ce am filmat, i-am trimis filmarea unde mi-a spus că este o fantomă. La început nu am crezut-o, până am văzut asta. I'm not sure if I even believe anymore, but... Yo, okay. Ceva mare și greu este aruncat de pe raft. Comentatorii au spus că înainte să fie aruncată, aceasta s-a rotit. Voi ce părere aveți? Garajul să fie bântuit de ceva nevăzut? Iar acum a adunat destulă energie încât să se poată manifesta după bunul plac? Bineînțeles, unii comentatori au glumit, spunând că este spiritul curățeniei și că ar trebui să facă curat în garaj ca să scape de entitate. Entități demonice își fac veacul în casa asta. Publicat de Spooky Gotham în anul 2022, investigatorul ne arată o clădire abandonată pe care s-a hotărât să o investigheze, auzind zvonurile cum că este bântuită de o forță demonică. În timp ce se afla afară, înăuntrul casei, sunetele au început să apară. Toclea. Ok. Când s-a dus înăuntru, era clar că nu se află singur. Fiți atenți. உண்மையாவா அக்கா? எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதை கேக்குறப்பே. Bărbatul se uită la împrejurimi, demonul urmărindu-i fiecare pas, neezitând să îl înspăimânte. உங்களுக்கு என் கூட பேசணும்னு விருப்பம் இருக்கா? கா, நீங்க தாராளமா என் கூட பேசலாம்க்கா. அப்போய் ceva terifiant se aude din îndepărtare. Acesta vede urme proaspete pe podea, iar demonul devine mai activ.
Demonul i-a dat un ultim mesaj, că nu este binevenit și că ar trebui să plece. Astfel, viața lui va fi pusă în pericol. Imaginați-vă că investigați o zonă abandonată și vedeți asta. Cum ați reacționa? Oliver Fear a publicat clipul în martie 2022. El s-a dus să investigheze o școală abandonată. În una dintre camere, l-a filmat împrejurarea. A descoperit cu teroare că nu se afla singur. O entitate macabră cu trăsături demonice se afla în dulap. Investigatorul pare să nu observe cu ochiul liber. Când readuce camera la zona fantomei, aceasta nu se mai află acolo. Trăsăturile sunt ale unei fete, însă fața este una demonică. Voi, ce părere aveți? Să fie o dovadă că paranormalul ia multe înfățișări? Un bărbat conducea pe lângă o zonă cu un cimitir prin apropiere. Zona este slab iluminată, prilej ca entitățile să își facă apariția. Clipul a fost publicat în aprilie 2022. Fantoma a fost surprinsă de șoferul mașinii. Când se apropie de presupusa fantomă, aceasta nu reacționează, doar stă acolo. Voi, ce ziceți? Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul. Vă recomand și videoclipul acesta. Ne auzim data viitoare.